Bună ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Doi oameni au murit, iar unul a fost rănit în urma unei deflagrații produse azi dimineață într-un magazin din capitală. Ninsoarea s-a lăsat și astăzi cu necazuri pentru șoferi, în capitală au fost ambuteiaje și o mulțime de accidente. Cunoscutul jurnalist român Andrei Gheorghe a murit la vârsta de 56 de ani în urma unui stop cardiac. O explozie s-a produs în această dimineață într-un magazin din centrul capitalei. Doi oameni au murit, iar unul a fost rănit. Poliția susține că un bărbat a intrat în local și a luat țigări și a refuzat să le achite, iar la ieșire a detonat un obiect pe care l-avea asupra sa. Acesta, dar și un bărbat care tocmai trecea pe stradă, au decedat. Era în jurul orii 11 dimineața când bărbatul, având în spate un rucsac, a intrat în magazinul alimentar de la intersecția străzilor Alexei Mateevici și Ismail. Câțiva martori l-au văzut intrând și la puțin timp după asta s-a auzit un bubuit asurzitor. A intrat o persoană cu rucsac în spate, unde era și granata. Și din urma lui a murit un om și persoana cu cauză. Asta ne-a spus și asta o știu. Poliția susține că bărbatul și-a luat 10 pachete de țigări din magazin și s-a îndreptat spre ieșire. A luat aproximativ 10 pachete de țigări din magazin, a mers spre Teșghea. La ieșire s-a propus să achite prețul pentru aceste pachete de țigări. El a zis că a refuzat să achite țigările și la acest moment, sau din mână, sau din rucsacul care l-avea cu el, a căzut un nou obiect explozibil. Printre cei aflați la fața locului circulă și ipoteza că bărbatul ar fi scăpat din greșeală obiectul. Eu m-am dus repijor, acolo m-am uitat, era unul, era încă viu, în etate, cu ochelari și era Cârș, acum băiețul lângă dânsul, și el încă răsufla. Și eu întreb, ați chemat salvarea? Și m-am pornit să chem salvarea, vânzătoare din magazinul ieșit și o i-a spus că o chemat salvarea. Dar acolo pe prag nu m-am dus, că mi-a lungat un om. Unul care era lângă mașină, dar unul lângă ușă. Pe cel lângă ușă nu m-am dus, am văzut numai rucsacul, rucsac așa mai departe aruncat. Deținătorul explozibilului a murit pe loc, susțin oamenii legii. Un alt bărbat a fost doborât de suflul exploziei și s-a stins în scurt timp. Puterea de distrugere a obiectului explozibil a fost îndreptată spre strada din adiacentul incidentului, unde în acel moment era un bărbat neidentificat, care la fel a fost străpuns de elementele acestui explozibil și a decedat la fața locului. Un rănit a fost luat de ambulanță și transportat la spitalul de urgență. Victima are 68 de ani. Nu s-a întâmplat nimic. Dar treceați prin preajmă sau erați cu domnii care au murit? Nu eram cu domnii. Va fi internat, fiindcă în urma investigațiilor s-a depistat un corp străin în peretele abdominal. Acest corp străin este o schijă care s-a format în urma exploziei. Locuitorii din apropiere povestesc că explozia a fost atât de puternică încât și pereții blocurilor lor s-au cutremurat. Ce mâncare și m-au auzit zguduitură mare, am crezut că zic, poate poarta aici s-a buhnit. Și deodată de-am auzit poliția, în alta, și a venit prietenul nostru care și mi-a spus că la jardin a fost intrat unul cu granată și a explodat. Atât. Explozia a fost foarte puternică. Foarte că pereții, chiar eu am simțit, eram bucătărie și când s-au auzit zguduituri mari și am auzit deja ambulanța. Autorul deflagrației a fost identificat de poliție. Acesta avea 50 de ani, iar anterior a fost judecat pentru diferite infracțiuni. Au trăit un adevărat miracol, patru turiști și pilotul lor au scăpat doar cu niște vânătăi după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit în munții din Georgia și a luat foc. Apoi au trebuit să meargă kilometri întregi pe jos printre stânci ca să dea de oameni, cum s-a încheiat întreaga aventură, aflați în jurnal. Benzina se scumpește din nou, de data aceasta adaugă 7 bani la preț și va costa 17,87 de bani. Motorina se ieftinește cu 15 bani și vom achita pentru un litru 15,73 de bani. Andrei a anunțat astăzi noile prețuri care intră în vigoare la miezul nopții. Cei care văd afișate cifre mai mari sunt rugați să raporteze asta, iar petroliștii care le încalcă riscă să fie amendați.
Cunoscutul jurnalist român Andrei Gheorghe a murit la vârsta de 56 de ani. El a fost găsit fără suflare în locuința sa, iar medicii spun că ar fi făcut un stop cardiorespirator. Vestea i-a cutremurat pe toți care l-au cunoscut și l-au admirat pentru ceea ce a făcut. Despre tragica veste s-a aflat aseară. Trupul neînsuflețit al lui Andrei Gheorghe a fost găsit de îngrijitorul său în jurul orei 22 în casa în care locuia din orașul Voluntari. Bărbatul a sunat imediat la 112, dar se pare că jurnalistul era decedat de aproximativ 12 ore, așa că nu s-a mai putut face nimic pentru a fi salvat. În scurt timp, polițiștii au confirmat că este vorba despre omul de radio și televiziune, Andrei Gheorghe, care s-a stins fulgerător la vârsta de 56 de ani. Medicii legiști au stabilit că acesta ar fi murit în urma unui stop cardiorespirator. Cumplita veste i-a șocat pe colegii și prietenii jurnalistului, dar și pe cei care l-au admirat și urmărit de-a lungul anilor. Îndurerată, fosta soție a transmis un mesaj azi noapte. Iubitul meu, care nu mai ești aici, rămâi doar în inimile noastre. O să spun despre tine că ești extraordinar, că ai trăit extraordinar, ai iubit și ai greșit și ai făcut lucruri extraordinare. Așa erai tu, extraordinar. Așa o să rămâi în memoria și inimile noastre. În ultima postare de pe o rețea de socializare, Andrei Gheorghe își anunța entuziasmat cu aceeași ambiție de care a dat dovadă de-a lungul carierei planurile de viitor. Voi continua să trolez demnitari, medici, profesori, popi, îngeri, catedrale, antisemiți, homofobi, legionari și alte asemenea făpturi imbecile. Andrei Gheorghe a debutat în 1996 cu celebrul talk show Midnight Killer, iar în ediția cu numărul 100 a stabilit un record național cu o emisiune live de 24 de ore. Un an mai târziu a dat startul primului talk show de prânz la Pro FM 13-14 cu Andrei, iar în 2001 jurnalistul a prezentat emisiunea Lanțul Slăbiciunilor la Pro TV. Andrei Gheorghe s-a născut pe 14 ianuarie în 1965 în Rusia. Nicolas Sarkozy a fost reținut într-un dosar privind finanțarea campaniei sale electorale din anul 2007. Fostul președinte francez este acuzat că ar fi primit bani de la dictatorul libian Muammar Gaddafi. Ar fi vorba mai exact de o sumă de 50 de milioane de euro pe care i-ar fi primit printr-un intermediar. Presa franceză scrie că Sarkozy s-ar afla în prezent la un sediu al poliției judiciare și ar putea fi reținut până la 48 de ore pentru audieri. Un crater imens a apărut la un pas de câteva case din Sângera. Oamenii se plâng că groapa crește zilnic și din cauza surpării pământului se tem că locuințele lor ar putea să cedeze în orice moment. Localnicii s-au adresat autorităților încă la sfârșitul săptămânii trecute, însă abia ieri a fost convocată o ședință de urgență pentru a fi găsită o soluție. Oamenii spun că lângă această fântână a apărut o mică gaură joia trecută. Până la sfârșitul zilei, pământul s-a surpat, iar localnicii au rămas îngroziți când au văzut că în acel loc s-a format un crater de câțiva metri. La noi sub garaj. Craterul s-a extins până în curtea acestei femei. Uitați-vă ce adâncime este. Undeva la 6 metri. Craterul se află la un pas de această locuință. Oamenii spun că din cauza surpării pământului i-au apărut deja și fisuri în pereții casei. Și Victor Banfil, care locuiește în apropiere, spune că este foarte îngrijorat. Nu se știe cât de adânc este craterul și cât de periculos ar putea fi. Cireașul ăsta era drept. Am început să lăsă pe parte. Acolo este lăsătură, la curat la colț casei. Noi ne temem că el într-o bună zi poate să așeze ceva, să urc casa, nici nu știm ce să facem. Primarul din localitate a anunțat că zona trebuie să fie evacuată. Soțul s-a dus la un frat de-a lui și-a dormit. Eu de-am eram la lucru și când adăuz au venit acasă, ce să faci? Dar ședem cu frică, ne temem. Am dormit îmbrăcați așa, ne temem, zic, dacă ceva, până la ora 44 minute, n-a dormit. Localnicii se plâng că s-au adresat autorităților încă la sfârșitul săptămânii trecute, însă până acum nu s-a făcut nimic. Au sunat de câteva ori unui consilier, dar nu au mai primit niciun răspuns clar. Am mers la primărie, însă acolo ni s-a spus că primarul nu este. Ulterior, prin telefon, Valeriu Poiat a declarat că problema a fost discutată la o ședință de urgență. M-am deplasat la fața locului, văzând surpura care are mai mult de 7 metri adâncime. Să fie făcută expertizarea solului, adică la adâncimile mai mult de 7-8 metri, pentru identificarea problemei. Mâine, în aș două jumătate zile, deja o să avem un plan de acțiuni, adică și expertiza respectivă. Primarul orașului Sângera promite că problema va fi soluționată în curând. Zăpada care cade fără încetare îi pune la grea încercare pe șoferii și pietonii din capitală, deși autoritățile ne dau asigurări că drumarii muncesc fără pauză, pe străzi se circulă destul de greu. S-au format ambuteiaje și s-au produs o mulțime de accidente.
Dimineața a început cu un trafic greoi pentru șoferii din capitală, care s-au văzut nevoiți să rabdă ambuteiajele formate pe mai toate străzile. Asta deși responsabilii de la primărie spun că noaptea trecută s-a intervenit în continuu cu 38 de utilaje. După ce treceau autospecialele, însă zăpada se așternea repede la loc. Pe străzile mai mici erau adevărate troiene. Nu vedeți că noi nu e greu, e imposibil. Nu e așa de strașnic, depinde totuși dispoziția șoferului. Foarte greu. A înghețat. Nu s-a trecut fără accidente. Pe strada Cuza Vodă, un Porsche a tamponat un taxi. Un leac de atenție și drumurile bunicoase. Cum, ei au fost curățate, dar iarăși zăpadă. Iar o șoferiță care conducea un Subaru a intrat într-un pilon de la un panou publicitar pe șoseaua Hâncești. Ea nu a pățit nimic, dar mașina a fost avariată serios în partea din față, iar gardul a fost rupt. Multe mașini parcate neregulamentar pe marginea carosabilului au încremenit acolo. Și ca într-un cerc vicios, șoferii nu și-au mai putut scoate mașinile pentru că peste ele s-au așternut tonele de zăpadă aruncate de autospeciale. Iar muncitorii nu au putut curăța tot carosabilul din cauza acestor autoturisme. Nici pietonilor nu le-a fost ușor, au trebuit să-și încerce puterile pe trotuarele pline de zăpadă. Această femeie împingea cu greu căruciorul nepotului său. Se gândesc numai pentru dânsii, dar pentru oameni nu se mai gândesc. Asta e curățarea, că acolo de fel nu, aici e absolut udăvlioaș. Foarte urât, foarte urât. Nu putem merge, e foarte urât. Da, se vede că nu dovedesc, nu se dovedesc. E mic cam complicat, pentru că e gheață, mă lunic foarte mult. Mormanele de zăpadă stau clădite și în multe stații. Cei care urcă în microbuză trebuie să facă acrobatică, să sară peste grămezi ca să ajungă în transport. La Râșcani am întâlnit câțiva muncitori care încărcau nămeții în autospeciale pentru a evacua. Este un loc specializat în preajma râului, Albia râului Bâc. Acum, în momentul, este cât zăpada este curată. În cazul în care zăpada va fi deja murdară, vom găsi alt loc. Încercăm să intervenim acolo unde este punctul țintă, după care deja la drumul intră cartiere. La momentul de față se descurcă cu utilajul care este, desigur, este loc și de mai bine. La moment sunt implicate și de la agenții economici și de la întreprinderile prestări servicii. Responsabilii de la primărie spun că 500 de muncitori lucrează astăzi aproape fără încetare. Se intervine cu 15 tractoare și 11 unități HAC. Concurs. Meteorologii spun că ninsorile vor conteni abia mâine seara. 5 oameni au trăit o adevărată minune. Ei au rămas în viață, deși elicopterul în care se aflau s-a prăbușit în munții din Georgia și a fost mistuit de flăcări. Ca în filmele despre supraviețuiri miraculoase, cei 5 au mers pe jos kilometri întregi până au găsit ajutoare. Totul s-a întâmplat ieri în stațiunea de schi Gaudurii din Georgia. Cuplul britanic împreună cu alți doi turiști au arendat un elicopter care să-i ducă în vârful unui munte, plătindu-i pilotului în jur de 300 de euro. Unul dintre pasageri a povestit că la un moment dat aeronava s-a înclinat ușor, după care a început să piardă din altitudine și s-a prăbușit. Primul s-a dezmeticit un bărbat care a ajutat restul persoanelor aflate în interior să iasă din elicopterul care deja ardea și risca să explodeze. Oamenii au și filmat cum focul a mistuit practic tot aparatul de zbor. Aventura victimelor însă nu s-a terminat aici. Aceștia au trebuit să meargă pe jos kilometri întregi pentru a cere ajutor, așa cum nimeni nu știa că aeronava s-a prăbușit. Atât pasagerii cât și pilotul s-au ales cu câteva vânătăi și zgârieturi. Pentru presa locală, aceștia au declarat că după incident s-au simțit de parcă s-ar fi născut a doua oară. La Chișinău ar putea apărea în curând un skate park. Acesta va fi amenajat în parcul Valea Trandafirilor. Cam așa va arăta skateparkul nostru. Asta este în Polonia. Asta e la București. Cât va costa skateparkul și când ar putea începe lucrările, aflați în jurnal. Din toamnă, serviciul militar nu va mai fi obligatoriu în Moldova, iar în locul recruților vor fi angajați militari profesioniști. Cu această inițiativă a venit astăzi liderul PD Vlad Plahotniuc. Nu este clar însă câți bani sunt necesari pentru reformă. Ca de fiecare dată, Plahotniuc nu a răspuns la întrebări și a plecat imediat după ce și-a anunțat ideile. Am luat decizia politică de a se renunța în Republica Moldova la serviciu militar obligatoriu. Ministerul Apărării în curând va da start oficial acestui proces.
iar printre primele reduceri de înrolări vor fi acele care vor fi imediat în toamna anului 2018. Astfel, potrivit liderului PD, renunțarea la serviciul militar obligatoriu se va realiza pe etape, iar în aproximativ 2 ani numărul tinerilor înrolați va scădea. În locul recruților vor fi angajați militari profesioniști în bază de contract, iar guvernul urmează să identifice sursele de finanțare pentru salarizarea acestora, susține Plahotniuc. Fostul ministru al apărării Vitalie Marinuța, care a fost înaintat de Partidul Liberal, iar ulterior a ieșit din formațiune creând Partidul Liberal Reformator, ca mai apoi în 2014 să susține PD la alegerile parlamentare, susține că eliminarea serviciului militar obligatoriu necesită cheltuieli de milioane de lei, însă dacă statul deține acești bani, atunci este o inițiativă binevenită. Având armate profesioniste, chiar la numericul de 6500 de militari, așa cum este stabilit de către Parlament, costurile, cred că pentru întreținere și pentru dotare, s-ar ridica la o sumă de 1,5–2 miliarde de lei pentru Armata Națională. Și dacă comparăm cu cele 4-500 de milioane care de obicei se alocă Armatei Naționale, vedem un cost de 4-5 ori mai mare. Ministerul Apărării a emis astăzi un comunicat prin care anunță că planul de acțiuni privind reorganizarea Armatei Naționale este aproape gata și urmează să fie aprobat de guvern. În comunicat nu se vorbește nimic despre bugetul necesar. Ministrul Eugen Sturza nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne spune detalii la acest subiect. Tot astăzi, Plahotniuc, care nu deține nicio funcție în stat, a cerut ca legea privind înăsprirea pedepselor față de cei care agresează medicii să fie votată în regim de urgență, iar Ministerul Sănătății să vină cu un plan de acțiuni pentru îmbunătățirea comunicării dintre medici și pacienți. De o perioadă, liderul PD anunță idei care ulterior devin inițiative ale guvernului sau proiecte de lege. Premierul Pavel Filip a spus anterior că nu vede o problemă, deoarece PD este partid de guvernământ care și-a asumat reforme și e normal să se implice peste tot. Uniunea Europeană cere explicații Rusiei privind atacul neurotoxic care l-a vizat pe fostul spion rus Sergei Skripal. Ministrii de externe reuniți la Bruxelles și-au exprimat solidaritatea cu Marea Britanie. Moscova ar trebui să-și demonstreze nevinovăția, cred liderii statelor europene. Kremlinul a anunțat că regretă poziția Uniunii Europene. Uniunea Europeană este șocată de utilizarea ofensivă a unei substanțe neurotoxice de tip militar fabricate în Rusia într-un atac care este o premieră pe teritoriul european în ultimii 70 de ani, a comunicat ieri Consiliul UE pentru afaceri externe. Rând pe rând, liderii statelor europene le-au sugerat rușilor să ofere explicații referitor la incident. Angela Merkel a declarat că există informații concrete că Rusia ar fi implicată în otrăvirea lui Skripal și că tot ce poate să facă acum Moscova este să demonstreze contrariul. Și președintele Franței Emmanuel Macron a vorbit despre acest subiect la telefon cu Vladimir Putin. Președintele Rusiei a transmis omologului său francez că nu există dovezi care să demonstreze implicarea Moscovei în acest caz. Totodată, Ministerul Suedez de Externe a anunțat că îl va convoca astăzi pe ambasadorul Rusiei pentru a oferi explicații și asta după ce Ministerul Rus de Externe a declarat că sursa agentului trebuie căutată în Marea Britanie sau în țări precum Suedia și Cehia. Între timp, Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului, a cerut Marii Britanii să prezinte dovezi privind implicarea Rusiei în otrăvirea fostului spion rus sau să-și ceară scuze. Tensiunile între Moscova și Londra au început la 4 martie, când Sergei Skripal, fost colonel în cadrul serviciului militar rus de informații și fiica lui de 33 de ani, Iulia, au fost găsiți inconștienți în orașul Salisbury. Cei doi continuă să fie în stare critică. În consecință, Marea Britanie a expulzat 23 de diplomați ruși care astăzi au părăsit țara. Moscova a răspuns cu aceeași monedă și a declarat persona non grata 23 de diplomați britanici. O femeie din statul american Arizona a murit după ce a fost lovită de o mașină autonomă. Este primul deces provocat de un vehicul care se conduce singur. Drept consecință, compania Uber și-a suspendat programul în Statele Unite și Canada. Potrivit poliției americane, accidentul s-a produs aseară în timp ce victima, o femeie de 46 de ani, traversa strada cu bicicleta în orașul Tempe din Arizona. La momentul accidentului, mașina era în modul autonom și circula cu o viteză de 40 de km pe oră. La volan se afla un operator, a precizat poliția din Tempe, dar nu este clar deocamdată de ce acesta nu a reacționat pentru a preveni accidentul. Potrivit sursei citate, în mașină nu se aflau pasageri. Acesta este primul deces provocat de un autovehicul care se conduce singur. În condiții
condițiile în care numeroase astfel de mașini sunt în prezent testate pe glob, asta ar putea reprezenta un impediment pentru eforturile de a introduce rapid noua tehnologie în SUA. Un purtător de cuvânt al Uber Technologies Incorporated a declarat că suspendă testele din America de Nord, a transmis condoleanțe și a menționat că specialiștii companiei cooperează cu autoritățile în acest caz. Ultimul mascul de rinocer alb supravegheat de paznici înarmați într-o rezervație naturală din Kenya a murit. Animalul pe nume Sudan avea 45 de ani și a fost eutanasiat din cauza că era bolnav. Specialiștii spun că moartea lui înseamnă dispariția acestei subspecii de rinocer. Totuși, în lume mai există două femele de rinocer alb, iar experții încearcă să aplice fertilizarea in vitro ca să conserveze specia. Rinocerii albi din Africa au fost eliminați în mare parte în timpul crizei de braconaj din anii 80. Coarnele acestor animale sunt folosite în medicina asiatică. Fiscul îi îndeamnă pe angajat să nu accepte salarii în plic, iar pe angajatori îi amenință cu amenzi de până la 50.000 de lei dacă vor fi prinși ca muncitori la negru. Serviciul Fiscal de Stat a lansat o campanie de informare și spune că până în iunie le dă timp agenților economici să se conformeze, după care vor curge sancțiunile. Doamnelor și domnilor, în scenă Paolo Paulinho. Aplauze! Astfel începe spotul video lansat de Fisc. În ropote de aplauze, pe scenă urcă un magician care face să dispară din pălărie trei salarii. Le punem într-un plic. Inspectorii de la Fisc spun că morala clipului este ca angajații care primesc salariu în plic într-un final rămân fără nimic. Mai exact, nu au niciun fel de protecție socială, rămân fără pensie, asigurare medicală și altele. Din ziua de astăzi, Serviciul Fiscal de Stat lansează o campanie de informare, conformare și sancționare a cazurilor de achitare a muncii la negru sau a salariilor în plic, așa numitul fenomen cunoscut de toți și foarte răspândit în Republica Moldova. Angajații Serviciul Fiscal de Stat vor demara o serie de controle la agenții economice selectați pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Reprezentanții Fisc spun că vor la început să informeze pe angajatori și să le dea un răgaz. Aceștia ar avea la dispoziție 90 de zile ca să se conformeze și să prezinte noi declarații fiscale corecte. Vrem să îndemnăm agenții economici ca în aceste 90 de zile să se conformeze benevol, să-și revadă dările de seamă, să-și revadă declarațiile care le-au prezentat aferente plăților salariale și să vină cu declarații corectate, astfel încât să evite posibilele sancțiuni care pot fi aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat. Campania va dura până în iunie, după care cei de la Serviciul Fiscal spun că vor începe să aplice sancțiunile. Amenzile ar putea ajunge și la 50.000 de lei pentru agentul economic depistat care are măcar un angajat care lucrează la negru. Amenda s-ar putea dubla sau chiar tripla în cazul mai multor salariați ascunși în acte. Vara aceasta vine cu mai multe curse aeriene. Pe piața de la noi intră un nou operator aerian, iar companiile deja existente își extind ofertele. Vorbim despre cursa spre Tel Aviv, Atena, Frankfurt, Ekaterinburg și Voronej. Despre asta a anunțat ieri directorul Autorității Aeronautice Civile. În sezonul de vară spre Antalya vor fi operate în acest an 32 de curse săptămânale. Operatorii aerieni vor veni cu diversificarea operațiunilor de zboruri și a orarelor de zboruri. Noutatea sezonului, bineînțeles, este dezvoltarea destinației Tel Aviv, iar din 4 iunie așteptăm intrarea pe piață operatorului israelian Arkia. Așadar, în acest sezon, numărul zborurilor spre Moscova va crește până la 77 de curse pe săptămână. Mai multe bilete vor putea fi procurate și spre București. Numărul zborurilor va crește de la 19 la 30 pe săptămână. Pe unele destinații, concurența este foarte mare, ceea ce în mijlocit va implica și o luptă strânsă dintre operatorii aerieni pentru fiecare pasager în parte. Și cursele low cost vor fi suplimentate. Mai multe companii vor opera zboruri spre Atena și Frankfurt. Potrivit conducerii Autorității Aeronautice Civile, vor fi lansate curse spre Ekaterinburg și Voronej. Anul trecut, comparativ cu 2016, companiile aeriene de la noi au transportat peste 1.600.000 de pasageri, în creștere cu peste 40%. Anișoara Login revine în câteva minute cu emisiunea O seară perfectă. Anișoara, bună seara! Bună seara din nou, Tatiana! În continuare la O seară perfectă, vedem ce au făcut elevii unui liceu din capitală pentru a aduce zâmbete și fericire pe chipurile colegilor, dar și ale profesorilor. Și asta pentru că astăzi este Ziua Internațională a Fericirii și ei au ales să o sărbătorească în așa mod. Stăm de vorbă cu cea mai sexy femeie din țară, Sanda Țurcanu, cea care a fost desemnată cea mai sexy de o revistă de la noi, va fi în studioul nostru. Tot aici, pe canapea, le așteptăm și pe două surori foarte energice, dar și frumoase. Este vorba despre Diana Rotaru și sora sa. Vă aștept așadar la O seară perfectă.
Anișoara, îți mulțumesc. La Chișinău ar putea să apară în curând un skatepark. Acesta va fi amenajat în parcul Valea Trandafirilor. Costurile se ridică la 50.000 de euro. Autorii proiectului sunt acum în căutarea finanțatorilor. Cam așa va arăta skateparkul nostru dacă noi vom fi susținuți astea la București. Conceptul unui skatepark modern a fost prezentat la ședința primăriei. Acesta va fi o parte a unui teren sportiv special amenajat și va fi construit după exemplul parcurilor europene. Будет являться неким наследием для будущего поколения и где будут создаваться новые таланты и проводиться также мероприятия. Amatorii acestui sport se arată mulțumiți că vor avea unde îl practica în siguranță. Condiții pentru a practica acest sport nu există, iar fiecare parc sau fiecare stradă unde noi nu ne-am duce, suntem alungați ori de paznici, ori de poliție. Autorii proiectului sunt acum în căutarea unor finanțatori, iar lucrările ar putea să înceapă chiar din vară. Igor Dobrovolski este noul antrenor al celor de la Dinamo Auto. Tehnicianul de 50 de ani a adus cu el în echipă și 4 jucători de la Dacia. Fostul selecționer nu a stat prea mult fără lucru după ce Dacia s-a retras din divizia națională. Igor Dobrovolski îl va înlocui în fotoliu de antrenor pe Viorel Frunze. În etapa de debut, Dinamo Auto întâlnește formația Sfântul Gheorghe Suruceni. Se pregătește să impresioneze la noul club și vrea să câștige multe trofee. Rugbistul moldovean Alexandru Kolev, noul jucător al echipei CSM Baia Mare, a acceptat provocarea de a-și testa forțele la multipla campioană a României. E o echipă foarte tare, a participat prin Challenge Cup. Baia Mare are un joc rapid, adică mai multe tehnică de atac, mai multe, adică pregătire fizică. Sandru Kolev a semnat un contract pe 5 ani cu CSM Știința Baia Mare. Rugbistul moldovean în vârstă de 21 de ani evoluează pe poziția de pilier. El a reprezentat Moldova la categoriile de vârste U18 și U20, iar acum este jucătorul naționalei de seniori. CSM Baia Mare a cucerit de 5 ori Cupa României și tot de atâtea ori a fost campioana țării. Ninsoarea provoacă accidente, ori blochează drumurile, însă nu amână antrenamentele. Fotbaliștii echipei Milsami Orhei se pregătesc în condiții extreme de meciul cu Zimbru Chișinău de pe 1 aprilie. După un scurt antrenament în parc, jucătorii lui Milsami au mers pe stadion unde au efectuat exerciții cu mingea. Din program nu a lipsit nici tradiționalul meci în care fotbaliștii au format două echipe a câte 10 jucători. De la antrenamentul de astăzi au lipsit doar Alexandru Antoniuc, Sergiu Plătică și Andrei Cojocar, convocați la selecționata Moldovei. Milsami va juca împotriva echipei Zimbru în etapa inaugurală a noului sezon al Diviziei Naționale pe 1 aprilie. Duelul Vulturilor Roșii contra campioanei Șerif Tiraspol este programat pentru etapa a treia. Pe 18 aprilie, Șerif și Milsami se vor întâlni în sferturile Cupei Moldovei, tot la Orhei. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!